Asta în felul următor. Este 10:10, am ajuns în Dortmund, sunt la gară și evident că trebuie să mă opresc la Mac să mănânc ceva, că mi-e foame. Și planul este să vizitez piața de Crăciun din Düsseldorf, dar până una alta, Andreea Blejan, vreau să te anunț că în Germania există toast cu Nutella. Este aici cu hârnăciori miroase, înfiorător de bine, leșine efectiv. Mi-am luat un geburstag de ăsta și am greșit muștarul, e de ăsta cu hrean sau ceva, oribil. 5 marafeți, super scump. Dacă ești fan Apple, o să leșine aici înăuntru, fix lângă Tesla. La noi urlă prin tramvaie după locuri, se plâng că sunt operați, nu îi bagă nimeni în seamă. Și nenii ăștia doi au urcat niște etaje după care au gâfe. Și stațiile de metro, oriunde mă duc în plimbări de genul ăsta, îmi place să văd cum arată la metro și vedem că arată ca în Germania. Au stilul ăsta lor așa de techno. Foarte mișto Christmas marketurile, chiar mi-au plăcut foarte mult. A fost o seară foarte mișto. Bă, și miroase foarte bine. Deci miroase a vin fiert, miroase a scorțișoară. Mai acum chiar scot unul, miroase a cârnăciori. Miroase foarte mișto. Și mâine mă bat un gând să iau un tren până în Köln și să mă întorc înapoi în Düsseldorf, să văd și orașul ăla cum arată. Dar uite cum arată gara asta. Deci asta este gara lor, gara centrală. Dar oricum e și foarte scumpă experiența asta. Imaginați-vă că o călătorie cu tramvaiul sau whatever, tramvaiul, metro, ce-o fie, 2,60 €. Imaginați că trebuie să-ți dai 10 lei de fiecare dată când călătorești, faci o călătorie cu metro sau cu autobuzul. All this shit, it's expensive, man. Cam 30 de euro pe noapte și la vreo 7 minute de gară. Which is freaking cool. O să las un link mai jos.